Marius lua masa, Daniel și Ana au intrat în bucătărie și Marius le povestea că la finalul galei de astăzi el a mers la cuplu Liviu și Bogdana, i-a luat în brațe, crezând că aceștia sunt eliminați și părăsesc emisiunea astăzi. Liviu s-a uitat mirat la el și l-a întrebat, Marius, tu la ce emisiune te-ai uitat? Că nu mai părăsește nimeni emisiunea, nu mai este nimeni eliminat. Daniel a început să râdă auzind ce îi spune Marius și îl întreba, tu deja le urai drum bun? <gâng> le spuneai la revedere? Marius a zis că da, nu a mai fost atent la nimic, nu mai știa nimic și nu a, nu a înțeles că cei doi rămân în casă. Îl întreba apoi pe Daniel și despre votări dacă vor mai fi, pentru că nu a înțeles, nici acest lucru nu era sigur. Daniel i-a răspuns că doamna Simona așa a zis, că mai sunt câteva săptămâni să ne înțelegem că ăsta era ultimul vot din emisiune, votul cuplurilor și Marius spunea că ar fi foarte bine să fie așa, era bucuros și ar fi vrut ca așa să fie cum spune Daniel.